Primarul Marcel Romanescu susține că, din cele 17 localități care fac parte din zona metropolitană, doar municipiul Târgu Jiu și-a respectat obligațiile. Deoarece nu există axe de finanțare, edilul a precizat că nu poate plăti salariile angajaților doar din bugetul local, astfel că, cel mai probabil, va lua decizia desființării. E o discuție mult mai largă și trebuie o discuție pe care vreau să o avem după ce terminăm și aceste alegeri. Cea mai mare problemă acolo este că din cele 17 localități care fac parte din zona metropolitană, în momentul de față, singurii care și-au achitat obligațiile, și mă refer aici la obligațiile financiare, sunt cei de la Târgu Jiu, adică noi ca autoritate publică locală. În al doilea rând, am creat această zonă metropolitană pe ideea că la un moment dat se vor deschide axe de finanțare în așa fel încât să putem să dezvoltăm proiecte în colaborare cu celelalte autorități publice locale, nu de dragul de a avea o zonă metropolitană. Dar, din păcate, nici pe exercițiu financiar anterior, ca nici pe exercițiu în derulare 2020-2027, nu sunt axe de finanțare pentru zone metropolitane. Ceea ce înseamnă că, din punctul meu de vedere, trebuie să fim corecți. Eu nu vreau să plătesc din bugetul municipiului Târgu Jiu doar angajați. Adică dacă angajații respectivi și zona metropolitană aduce și beneficii municipiului Târgu Jiu și localităților componente, sunt dispus să continuăm în această formă de organizare ca zona metropolitană. Dacă nu, și încă o dată, determinat și de faptul că suntem singura autoritate publică locală din zona metropolitană care plătim contribuții la timp, și pe regulament se spune foarte clar că dacă într-un an nu ți-ai plătit acea cotizație, din acel moment nu mai ești membru al zonei metropolitane. Dacă discutăm astăzi, cred că în afară de mine s-ar putea să mai fie maxim o localitate care și-a achitat acea cotizație pentru zona metropolitană. Și de-aia iau în calcul și această variantă. Edilul dă exemplu Galul Târgu Jiu, care are deja 8 milioane de euro fonduri atrase. Mai ales că noi am dezvoltat un Gal Târgu Jiu, cu mai multe ONG-uri și cu mai multe entități asociate, care are deja vreo 8 milioane de euro atrași pentru Târgu Jiu. Asta e diferența. Ce facem? Păstrăm Galul, care are 8 milioane de euro deja fonduri atrase, sau vedem ce putem să facem cu zona metropolitană? Marcel Romanescu spune că va pune la dispoziție și acel raport de activitate privind zona metropolitană, raport solicitat de consilierii liberali. Vorbim de o entitate publică, nu de o entitate privată, îl vom pune la dispoziție. V-am spus exact ce așteptăm. Noi așteptam la un moment dat ca să găsim soluții în așa fel încât să finanțăm anumite proiecte pe zona metropolitană. Dacă n-ai unde să le finanțezi, nu ne-am angajat niciodată că vom face această finanțare din bugetul local. Pentru că sunt sume foarte mari. Noi am crezut că, mai ales pe exercițiul acesta, vom avea șansa să finanțăm din fonduri europene proiecte comune cu celelalte autorități publice locale. Se pare că nu se poate acum. Vom vedea ce vom face ulterior. Asociația Zona Metropolitană Târgu Jiu are ca scop dezvoltarea comunităților prin accesarea de fonduri europene, numai că în 2 ani de zile de la înființare, primarul spune că nu a atras niciun leu.